Lipsa de respect este o provocare comună cu care ne confruntăm cu toții în viață, iar aceasta poate fi foarte deranjantă și frustrantă. Dar ce-ar fi dacă am putea învăța din filozofia antică a stoicismului, care ne învață cum să gestionăm situațiile dificile cu înțelepciune și demnitate? Învățăturile filozofiei stoice pot fi un ghid util pentru a ne ajuta să navigăm prin aceste momente dificile cu mai multă înțelepciune și încredere în noi înșine. În acest video vom explora 10 principii stoice care ne pot ajuta să facem față lipsei de respect într-un mod mai bun. Una dintre principalele idei ale stoicismului este să dezvolți virtuți precum înțelepciunea și curajul. Când te confrunți cu lipsa de respect, stoicismul ne învață să răspundem într-un mod care reflectă valorile și principiile noastre stoice. Concentrându-ne pe virtute, putem evita să fim influențați de emoțiile noastre, să ne menținem demnitatea și integritatea și să creștem ca persoane. De exemplu, să ne imaginăm un scenariu în care un coleg de muncă ne tratează cu lipsă de respect în fața celorlalți. În loc să reacționăm impulsiv sau să ne lăsăm pradă furiei sau rușinii, putem alege să ne concentrăm pe virtuți. În acest caz, virtutea ne poate îndruma să răspundem cu calm și compasiune, să ne exprimăm punctul de vedere într-un mod clar și respectuos și să ne menținem integritatea în ciuda provocării. Concentrarea pe virtuți este un principiu esențial al stoicismului care ne poate ajuta să gestionăm mai bine situațiile de lipsă de respect. Prin cultivarea virtuților și aplicarea lor în viața de zi cu zi, putem deveni mai puternici, mai înțelepți și mai demni, indiferent de provocările pe care le întâmpinăm. Mențineți calmul. Menținerea calmului este unul dintre pilonii de bază ai stoicismului. Conform acestei învățături, nu suntem tulburați de evenimentele care ne apar în cale, ci de modul în care le interpretăm. Așa cum a subliniat Epictet, nu evenimentele în sine ne tulbură, ci modul în care le percepem noi. Aceasta înseamnă că lipsa de respect nu este în mod intrinsec dăunătoare sau ofensatoare. Este interpretarea și judecata noastră care ne fac să ne simțim răniți sau furioși. Atunci când cineva îți manifestă lipsă de respect, este important să-ți amintești că comportamentul acestora este rezultatul propriilor lor gânduri, sentimente și opinii, nu o reflecție a valorii sau meritului tău adevărat. Această realizare te poate ajuta să-ți păstrezi liniștea interioară și să nu lași lipsa lor de respect să-ți afecteze starea emoțională. Să ne imaginăm următorul scenariu. Ești în drum spre muncă și te afli în trafic. În timp ce încerci să te încadrezi pe banda de mers, un alt șofer te depășește brusc și îți face semne obscene în timp ce trece pe lângă tine. În loc să te lași cuprins de furie sau frustrare, îți poți păstra răbdarea și să continui să-ți urmezi drumul în mod sigur și responsabil. Această abordare îți va permite să eviți escaladarea conflictului și să te concentrezi asupra obiectivelor tale, în ciuda comportamentului lipsit de respect al celuilalt șofer. Practica autoanalizei. Calitatea gândurilor noastre determină calitatea vieții noastre, ne spune Marcus Aurelius. Atunci când te confrunți cu lipsa de respect, este esențial să te autoanalizezi și să-ți pui întrebări precum: este adevăr în ceea ce a spus sau a făcut persoana? Am făcut sau am spus ceva care a provocat această situație? Cum pot răspunde într-un mod care este consecvent cu valorile și virtuțile mele? Autoanaliza te ajută să obții o mai bună înțelegere a evenimentului, promovând creșterea personală și înțelepciunea. Pentru a ilustra acest principiu în contextul vieții de familie, să ne imaginăm următorul scenariu. Ai o ceartă aprinsă cu partenerul tău din cauza unor sarcini domestice nerezolvate. În timpul discuției, partenerul îți adresează unele reproșuri legate de responsabilitățile tale în gospodărie. În acest moment, practicarea autoanalizei te poate ajuta să-ți examinezi propriile acțiuni și să-ți pui întrebări critice, cum ar fi:
Am fost cu adevărat implicat în îndeplinirea acestor sarcini? Am exprimat nevoile și așteptările mele într-un mod clar și respectuos? Prin autoanaliză, poți să-ți evaluezi comportamentul și să identifici posibilele moduri de îmbunătățire, contribuind astfel la o comunicare mai sănătoasă și la relații mai armonioase în familie. Practică empatia. Stoicii cred în interconectarea umanității și că înțelegerea motivațiilor și emoțiilor celorlalți poate duce la interacțiuni mai bune și la creștere personală. Atunci când cineva arată lipsă de respect, practicarea empatiei poate fi benefică. Încearcă să te pui în pantofii celuilalt și să înțelegi perspectiva lor. Empatia te ajută să eviți să iei personal cuvintele sau acțiunile lor și să răspunzi într-un mod mai respectuos și demn. Te afli într-un mall și ești într-o coadă la casa de marcat. În timp ce aștepți rândul tău, cineva trece în fața ta fără să ceară permisiunea sau să-ți ceară scuze, manifestând lipsă de respect față de tine și ceilalți din jur. În loc să reacționezi cu furie sau indignare, poți practica empatia. Poți presupune că acea persoană are o problemă urgentă sau că poate nu a observat coada, fiind concentrată pe alte gânduri sau griji. Prin înțelegerea acestor posibile motive, poți alege să răspunzi cu calm și să îți menții compoziția, evitând escaladarea conflictului și manifestând în continuare respect față de ceilalți clienți și angajați. Seneca a spus odată: de fiecare dată când simți furie, asigură-te că nu devine un obicei, ci rămâne doar un moment de frustrare. Este crucial să evităm reacțiile impulsive. Ia-ți un moment de respiro și adună-ți gândurile. Această pauză îți permite să-ți recâștigi controlul asupra emoțiilor și să răspunzi într-un mod mai măsurat și mai gândit, alinindu-ți răspunsul cu principiile stoice de înțelepciune și autocontrol. Să exemplificăm acest principiu printr-o situație din viața de zi cu zi. Poate fi vorba despre un moment când ești implicat într-o conversație în contradictoriu cu cineva și persoana respectivă începe să te provoace sau să te insulte. În acele momente este ușor să reacționezi impulsiv și să-ți pierzi cumpătul. Totuși, aplicând principiile stoicismului, îți amintești de importanța controlului asupra propriei tale reacții. Iei o pauză pentru a-ți aduna gândurile și îți reamintești că furia sau ostilitatea nu vor aduce nimic bun în acea situație. În schimb, alegi să răspunzi cu calm și rațiune, păstrându-ți compoziția și menținând un dialog constructiv sau alegând să pui capăt conversației într-un mod respectuos. Prin exercitarea autocontrolului, poți gestiona mai eficient situațiile tensionate și poți contribui la menținerea unei atmosfere pașnice și echilibrate în interacțiunile tale cu ceilalți. Folosirea umorului poate fi o tehnică stoică utilă pentru a gestiona lipsa de respect într-un mod care generează un rezultat mai pozitiv și mai pașnic. În loc să permitem emoțiilor să ne domine, răspunsul cu o remarcă amuzantă sau o glumă jucăușă ne poate ajuta să ne menținem echilibrul emoțional și să evităm să ne enervăm prea tare sau să ne irităm. Stoicii antici au și ei învățăminte relevante în acest sens. De exemplu, Seneca a subliniat importanța umorului, afirmând că râsul este remediul pentru toate lucrurile. Această perspectivă stoică ne amintește că umorul poate fi o modalitate eficientă de a depăși provocările și de a face față dificultăților cu înțelepciune și echilibru. În plus, Marcus Aurelius, un alt mare filozof stoic, a promovat utilizarea umorului pentru a ne menține perspectiva asupra vieții. El a spus: umorul este oglinda vieții, râzi de ea și ea va râde înapoi. Această idee sugerează că abordarea situațiilor cu umor ne poate ajuta să depășim adversitățile și să ne adaptăm cu mai multă ușurință la provocările pe care le întâlnim. Prin urmare, folosirea umorului în momentele de lipsă de respect
poate fi o modalitate eficientă de a menține un echilibru emoțional și de a naviga cu înțelepciune prin situații dificile. Adoptă acceptarea. Stoicismul ne învață să acceptăm lucrurile care nu sunt în controlul nostru, precum lipsa de respect din partea altora. Acceptarea ne permite să ne concentrăm asupra ceea ce putem face pentru a ne îmbunătăți pe noi înșine și situația noastră, în loc să lăsăm lipsa de respect să ne afecteze liniștea interioară. Prin acceptarea lipsurilor de respect cu stoicism, putem evita furia, frustrarea și resentimentele inutile, învățând din experiență și crescând ca indivizi. Ceea ce nu poate fi evitat, trebuie îmbrățișat. Acest citat simplu, dar profund, al filozofului stoic Epictet, ne îndeamnă să adoptăm o atitudine de acceptare față de circumstanțele pe care nu le putem schimba. În esență, ne amintește că unele aspecte ale vieții sunt dincolo de controlul nostru și că rezistența sau negarea lor poate aduce doar suferință inutilă. În schimb, acceptarea ne oferă o cale către eliberare și înțelegere. Prin îmbrățișarea a ceea ce nu putem schimba, devenim mai rezilienți și mai puțin afectați de dificultăți. Ne eliberăm de tensiunea provocată de lupta împotriva inevitabilului și ne concentrăm energia și atenția asupra aspectelor pe care le putem controla. Această înțelepciune stoică ne îndeamnă să fim mai flexibili și mai deschiși la ceea ce vine în viața noastră, transformând ceea ce ar putea fi percepția unei pierderi în oportunitatea de a ne dezvolta și a crește înțelepciunea noastră interioară. Stabilește limite clare. Stoicismul nu este despre a fi un covor pe care să fie călcat. Este despre a fi asertiv și a ne menține demnitatea și autorespectul. Atunci când cineva ne lipsește de respect, putem comunica calm și asertiv limitele noastre, lăsându-i să știe cum ne așteptăm să fim tratați. Stabilirea limitelor clare și rezonabile protejează demnitatea și integritatea noastră. De exemplu, să luăm situația în care un membru al familiei intră în cameră fără să bată la ușă sau să ceară permisiunea, perturbând momentele noastre de intimitate sau concentrare. În acest caz, putem interveni calm, dar ferm, exprimându-ne dorința de a fi respectați și de a avea intimitatea noastră respectată. Prin comunicarea clară a limitelor noastre și așteptărilor noastre în cadrul familiei, contribuim la menținerea unei atmosfere de respect reciproc și armonie în relațiile noastre. Alege iertarea. Iertarea nu este o slăbiciune, ci o putere, conform stoicismului. Alegerea de a ierta eliberează emoțiile negative care ne rănesc mai mult decât pe oricine altcineva. Stoicismul ne învață să ne concentrăm pe ceea ce putem controla și să renunțăm la ceea ce nu putem. Prin iertare, ne eliberăm de povara furiei și a resentimentelor, mergând mai departe cu un sentiment de pace interioară și liniște. Schimbă-ți perspectiva. Perspectiva este capacitatea de a vedea lucrurile dintr-un unghi mai larg și mai obiectiv. Atunci când ne confruntăm cu lipsa de respect, folosirea perspectivei ne ajută să realizăm că, în cea mai mare parte, aceasta este minoră și temporară, adesea reflectând ignoranța sau insecuritatea celuilalt. Concentrându-ne pe ceea ce contează cu adevărat în viață și folosind energia noastră pentru a urmări ceea ce este bun și semnificativ, putem trăi o viață mai împlinită și mai pașnică. Stoicismul oferă lecții valoroase pentru gestionarea lipsurilor de respect cu înțelepciune și demnitate. Aplicând aceste principii în viața noastră, putem menține compunerea, crește ca indivizi și cultiva pacea interioară și reziliența. Stoicismul ne învață să ne concentrăm pe ceea ce este în controlul nostru, să răspundem cu virtute și empatie și să alegem iertarea și acceptarea. Cu practică, putem naviga în situații dificile cu demnitate și integritate, îmbrățișând înțelepciunea temporală a filozofiei stoice. Astfel, să te retragi și să privești lumea ca un întreg,
În loc să te concentrezi doar pe propria viață, este extrem de important atunci când te confrunți cu o alegere, problemă sau schimbare în viață. Atunci când iei în considerare imaginea de ansamblu, vei avea întotdeauna o vedere generală care te lasă liber de constrângeri sau îndoieli inutile. Nu uita să te abonezi. Pe curând!